O zi însorită pentru românii din Cernăuți. Dimineața de 10 mai 2015 s-a dovedit a fi însorită și la propriu și la figurat. Soare mult pe străzile din Cernăuți, soare mult și în sufletele românilor din Bucovina de Nord. Toată suflarea românească e în așteptarea unui eveniment important. Inaugurarea Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzache cu sediul pe strada Olga Cobălianscă, numărul 9. Ne îndreptăm cu toți spre acest lăcaș al culturii noastre pentru a înveșnici numele marelui fiu al neamului, Eudoxiu Hurmuzache. Yeah!
Ținutul nostru al Bucovinei, un patriot al Ucrainei, un om deosebit care întotdeauna e cu inima deschisă pentru toate actele de cultură care au loc aici în Cernăuți, indiferent cine le organizează, numai să fie organizate cu înțelepciune, cu toleranță și cu iubire de oameni. Ia Ivanuș, vă rog. Mult stimate domnul minister, domnul consilier, domnii senatori, știu că este și colegul meu domnul din județul Alba Iulia, președinte Consiliului județul Alba Iulia, onorată delegația română, onorată asistență. Îmi face deosebită plăcere să vă felicit din partea componenței Consiliului Regional Regiunii Cernăuți cu un eveniment foarte important. Dacă vorbim de... Domnule Vasile Tălățeanu, distinsă audiență în care vă aflați, domnule ministru, domnilor deputați și senatori, doamnă consul general, onorate autorități locale, e o părere oarecum unanim acceptată că demnitarii au parte de onoare. Domnule consilier prezidențial, domnule președinte al Consiliului Raional, distinși reprezentanți ai Parlamentului, doamnă consul general,
onorat auditoriu, mă simt onorat să fiu aici alături de voi într-un moment plin de bucurie ca acesta. La noi, la români, mutarea într-o casă nouă este întotdeauna sărbătorită. Între pereții ei va curge viață, va sălășui ceva viu, ceva spirit. Și surori români și ucraineni. Cu adevărat o sărbătoare frumoasă aici la Cernăuți, o sărbătoare la care ne cheamă Centrul Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi, un nume cu rezonanță care ne cheamă să prețuim valorile tolerante ale democrației, valorile frumoase care sunt tradiționale Bucovinei, românilor, ucrainenilor, germanilor, evreilor, polonezilor de aici, din Cernăuți. Mă bucur să fim împreună cu autoritățile locale, cu președinții administrațiilor și consiliilor raionale din Herța, Storojineț, Liboca, împreună cu dumneavoastră, cei care aveți încredere și certitudine că doar prin cultură, prin valori comune, putem înainta pe parcursul european, de integrare europeană, al nostru, al tuturor, așa cum se cuvine în spiritul valorilor democratice. Nu voi vorbi, pentru că vorbesc de obicei în asemenea circumstanțe și în cadrul acestor evenimente, dar astăzi am o deosebită plăcere să vă salut în numele Guvernului Român, în numele premierului Guvernului României, Victor Ponta. Mesajul prim-ministrului Guvernului României, Victor Ponta, cu ocazia inaugurării Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi din Cernăuți. Permiteți-mi să vă felicit pentru inaugurarea acestui centru și pentru eforturile pe care le depuneți în conservarea românismului în această parte a Europei. Am convingerea că Centrul Cultural Eudoxiu Hurmuzachi poate deveni unul dintre cei mai importanți actori în promovarea intereselor comunității românești din Bucovina de Nord, în sensul păstrării și protejării elementelor ce țin de cultură și limbă națională. Comunitatea românească din Ucraina are un protector în Guvernul României. În toate contactele bilaterale cu autoritățile de la Kiev, am apărat și vom continua să apărăm drepturile românilor din Ucraina. Știu că au existat momente când românii de aici s-au simțit abandonați de autoritățile de la București sau nu au simțit că acestea fac suficient de mult pentru a-i proteja. Guvernul României, pe care îl conduc în prezent în calitate de prim-ministru, încearcă să repare aceste lucruri și să-și respecte datoria de a veghea asupra comunităților de români din afara granițelor. De asemenea, încercăm să sprijinim pe românii să poată păstra o legătură cât mai strânsă cu România și acesta a fost unul din obiectivele acordului pe care l-am încheiat cu autoritățile de la Kiev în privința micului trafic de frontieră. Limba, tradițiile, cultura sunt valorile pe care fiecare român, indiferent în ce parte a Europei sau a lumii se află, le are în suflet. Bucovina este unul dintre leagănele acestor valori, iar românii de aici, paznici și purtători ai acestor valori. În calitate de prim-ministru al Guvernului României, vă promit că voi acționa împreună cu colegii mei în sensul sprijinirii cât mai multora dintre proiectele comunității românilor din Bucovina. Vă felicit din nou pentru această reușită extraordinară reprezentată de inaugurarea astăzi a Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi și sper să ne revedem cât mai curând. Semnează Victor Ponta, prim-ministru al Guvernului României. Felicitări! Să știți că nu știu să cânt, așa că doar am să vorbesc. Bineînțeles că suntem acasă pentru că suntem la Centrul Cultural al Românilor de pretutindeni, Eudoxiu Hurmuzachi de la Cernăuți. Uitându-mă la Mihai Viteazu înăuntru, nu pot să nu spun, această epohtă ce-am poftit.
Institutul Eudoxiu Hurumuzaki își dorește astfel de centre culturale românești? Bravo! Bravo!
la 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 la. Noi ne dor și omenie, la 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 la. Trei cuvinte pe vecie, la 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 la. Rostească cuvântul său de mulțumire. În cei trei ani cât au durat lucrările, am avut mai multe emoții pe care sper eu că le-am stăpânit cu bine, că altfel nu puteam ajunge la ziua de azi. Acum nu sunt prea sigur că o să mi le stăpânesc, de asta și pentru a fi scurt o să dau citire câteva gânduri. Onorată asistență, încep prin a-i mulțumi bunului Dumnezeu că m-a ajutat să duc la bun sfârșit această lucrare. Țin să vă mulțumesc domniilor voastre
că ne sunteți alături în această zi mult așteptată, care până mai de curând părea să fie o utopie. Proiectul Centrului Cultural Român s-a zămislit din dragoste pentru neamul meu românesc și limba română, din dorința de a-mi cinsti înaintașii. Nu ascund că este un proiect de suflet, fiind conștient că multiplele probleme care s-au acumulat de-a lungul timpului în cadrul comunității nu pot fi rezolvate doar cu critici la bucătărie sau chiar în presă. Din simpla înregistrare a unor nelegiuiri nu se schimbă nimic, situația impunând acțiuni și fapte concrete. În cele 30 de minute ale filmului nu a încăput toată splendoarea și atmosfera ce a fost prezentă toată ziua pe strada domnească din Cernăuți. Spre sfârșitul acestui eveniment, când soarele se ascundea după acoperișurile vechiului oraș Cernăuți, inima țării fagilor și stejarilor lui Ștefan cel Mare, inima țării negustorilor lui Alexandru cel Bun și, nu în ultimul rând, inima istoriei românilor lui Eudoxiu Hormuzache, se observa o oboseală plăcută cu scântei de fericire în ochi, cu zâmbete sincere și o deosebită liniște sufletească. Dacă ar fi să-mi spun impresia despre ziua de 10 mai 2015 la Cernăuți, ar suna cam așa. O explozie culturală, un răsunet zdrobitor pentru cei ce de-a lungul anilor tot încearcă să ne dezbine și să ne pună piețe în roate. O dovadă fără de preț că suntem uniți și vom fi uniți. Și la final, să le aducem aminte de prietenilor noștri vorbele. Domnilor, sângele apă nu se face. Să mă gândesc în lumea, să mă gândesc în lumea.